citim pasajul biblic din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12 la versetul 27, pagina Scripturii 1122, ediția Cornelescu. 1 Corinteni, capitolul 12, începem citirea de la versetul 12. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădurarele în trup pe fiecare, așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel, ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu, fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locul. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului și în dimineața aceasta suntem în prezența Domnului și lăudăm pe Domnul pentru harul de a asculta cuvântul Domnului și de a fi la părtășie. Slăviți să fie! Amin! Sunt persoane care s-au sculat în dimineața aceasta, s-au trezit, dar n-au mai putut să coboare picioarele de pat. Au o paralizie parțială sau totală. Sunt oameni care, efectiv, nu s-au mai trezit, sunt în comă. Nouă ne-a dat Dumnezeu harul să fim împreună cu frații noștri. Este o binecuvântare pe care trebuie să o celebrăm și o sărbătorim. Evreii au multe sărbători pe care le au. Majoritatea sărbătorilor evreilor au ca temă lucruri care s-au petrecut, lucruri care au fost. De exemplu, Paștele, pe care sărbătoresc evreii, au legătură cu evenimentele care au avut în țara Egiptului, la ultima pragă, când Îngerul Nimicitor a trecut prin țara Egiptului și a ucis tot ce era de parte bărbătoască, de la dobitoace la oameni, primul întâi născut. Și evreii celebrează ceea ce s-a petrecut acolo. Sărbătoarea corturilor arată pelerinajul lor prin pustie, spre Canaan. Toate aceste sărbători arată spre evenimente care s-au petrecut. Au însă o sărbătoare care nu arată spre un eveniment care s-a petrecut, ci la unul care se putea petrece. Dar nu s-a petrecut. Este sărbătoarea Purimului. Sărbătoarea pe care ei o sărbătoresc când puteau să dispară ca națiune. Când Haman a dorit să-i nimicească. Dar n-a mai reușit. Pentru că Dumnezeu a intervenit prin Estera și prin Mardoheu, salvând poporul evreu de la nimicire totală. Și ei au sărbătorit și sărbătoresc sărbătoarea Purim nu pentru că s-a întâmplat ceva, ci pentru că se putea întâmpla, dar Dumnezeu i-a păzit, slăvit să fie Domnul. Amin. Foarte multe lucruri noi le sărbătorim pentru că Domnul ne-a vindecat, pentru că Domnul ne-a păzit, pentru că Domnul și-a întins mâna peste noi și ne-a făcut cunoscut mântuirea. Dar uităm de multe ori să sărbătorim faptul că dacă suntem cu copiii în casa Domnului, este din pricina faptului că se puteau întâmpla lucruri rele, dar îngerii Domnului au fost lângă noi. Uităm aspectul ăsta. Și ar trebui să fie un aspect foarte definitor pentru noi, ca să putem sta înaintea Domnului. Dacă ne-am uitat și dacă am ști din câte locuri ne-a păzit Dumnezeu, altfel ar arăta de cele mai multe ori închinarea noastră. Dar de fapt ne uităm numai dacă are loc un accident în fața noastră.
și vedem oameni morți pe șosea, în momentul ăla spune, Doamne, puteam să fiu în locul lui. Doamne Iisuse, ne dăm seama dintr-o dată. Dar câtă vreme n-au loc. Azi dimineață, mă rog, au murit o grămadă de oameni în accidente rutiere. Spre diferite locuri, unii spre muncă, alții spre distracție, dar au murit pe șoselele lumii acestea. Pe tine Dumnezeu te-a păzit și te-a ocrotit, stăviți pe este un motiv de mulțumire și de laudă la adresa Domnului. Permiteți-mă în ziua de astăzi pentru cina Domnului să vorbesc despre un subiect pe care fratele Gabriel l-a anticipat și a citit un verset aici privitor la rugăciunea pentru bolnav, care arată că trebuie să suferim unii cu ceilalți, ca de altfel să fim obișnuiți să ne bucurăm. Unul dintre aspectele românilor este că ei sunt dispuși să sufere cu celălalt, să plângă la necazul celălalt, nu sunt capacitați atât de mult să se bucure din bucuria celălalt. De foarte multe ori când vedem că la altul are salariu mai mare ca noi, în loc să spunem felicitări, frate, Domnul să te ajute să ai și mai mare, nu avem tărie asta. Chiar copiii ne întrebăm, de unde și-o dată asta mașina ce e nouă? Pentru că nu știm să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Nu știm să ne bucurăm de căsătoria unei fete sau unui băiat. Când noi avem și noi copii de vârsta lui și când nu se căsătoresc. Și venim, de multe ori punem anumite întrebări, facem anumite scenarii. Copiii Domnului trebuie să învețe anumite lucruri. În ziua de astăzi aș vrea să stau în fața lui astăzi și să vorbesc. Că nu întâmplător Apostolul Pavel face comparația aceasta între Biserica lui Hristos și un trup. Deci fiecare dintre noi am fost chemați și onorați de Dumnezeu. Ca din lumea aceasta, din peste 7 miliarde de oameni, Dumnezeu să ne aleagă pe noi, prin har, ca să facem parte din Biserica Lui. Și în această biserică, nu ne-a lăsat să ne plimbăm așa. Dacă îți place săptămâna asta să fii ochi, poți fi ochi. Săptămâna viitoare, dacă te plictisit să fii ochi, poți fi o ureche. Sunt două, dar poți fi o a treia. Dacă după aceea ai observat că nimeni nu ia aminte la urechea din spatele capului, la un moment dat, dacă vrei să fii degetul mare de la mână, te duci și mai este un acolo, dai să fii și tu așa. Foarte mulți credincioși trăiesc cam în stilul ăsta. Să mută ca nu vor ei. Când Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta și a lăsat oameni mai inteligenți, mai bogați, mai pregătiți ca noi și ne-au adus pe noi la mântuire, nu ne-au adus să fim comentatori ai credincioșilor. Nu ne-au adus să fim comentatori și critici literari și muzicali. Ne-au adus pentru că avem un loc al nostru în biserică. Avem un loc. Și la locul acela ne-a chemat să fim rentabili. Să ne facem lucrarea pe care ne-a chemat El să o facem. Amin. Dumnezeu a știut dinainte de a te naște tu că tu vei fi în locul acesta. Că nu vei fi în România. A știut. El a știut că aici va fi o biserică. Și El a știut că în biserică asta tu ai ceva nume de făcut. De aceea a așezat circumstanții și împrejurări, a schimbat istoria, ca dintr-o țară închisă, efectiv, să ajunge aici. Îmi aduc și acum aminte că plecam cu un grup de tineri de la Suceava, am plecat undeva în zona Timișului, într-o biserică acolo, și la Făget. Am ajuns în biserica aceea, și pe vremea aceea, eu eram un tânăr de 18 ani, așa cam, aproximativ. Și m-a pus frața să dau un îndemn. Pe vremea aceea nu ieșeam din afară numai membrii de partid și ei și-au știut să întorc înapoi. Și pe când eu dădeam îndemnul acela la mesajul, la slujbă, s-a ridicat un bătrân din adunare și a spus, ascultă tinerele, te-am ales să duci Evanghelia mea peste mări și peste țări. Știți că la momentul ăla era o chestie științifică fantastică. Peste mări și peste țări. Hai că te alege Dumnezeu să duce Evanghelia din comuna asta în cealaltă, din satul ăsta în cealaltă. E abordabilă situația. Poți să o duci, că după la urmă este tren, este autobuz, tu o duci. Dar peste mări și țări. Asta nu se putea într-un sistem comunist care n-avea nimeni să cadă. La ora actuală, ori de câte ori trec vreun ocean, vreo mare, vreo țară, îmi aduc aminte din momentul acela și de bătrânul ăla cu mâna ridicată, care îmi spunea că va veni o asemenea vreme. Noi nu ne imaginam. Eu nu mi imaginam așa ceva. Dar Dumnezeu știa să viță de era în planul Lui. Și are voia Lui. Și în planul Lui ne-a onorat ca de niște nime, niște X-uri din lumea asta, că pentru societatea asta suntem. Contăm la vot. Dar cum ne cheamă pe noi, nici nu-i interesează. Cu ce pensie avem, nici nu-i interesează pe asta. Ei bine, Dumnezeu din mulțimea asta de oameni ne-a onorat
și ne-a chemat în biserica Lui, în trupul lui Iisus Hristos. Și vine și ne anunță, în trupul meu sunt niște reguli. De-aia vreau să vă vorbesc, pentru că suntem la cina Domnului și unul dintre lucrurile pe care le spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, este că noi trebuie să deosebim trupul Domnului. Nu înseamnă să deosebești pâinea asta față de alte pâini, în primul rând. Ci să deosebești că tu, luând o bucată din pâinea aceasta și celălalt luând o bucată, tu trebuie să știi că faci parte din trupul Domnului. Și mâna nu poate spune, la un moment dat, taie piciorul când aleargă pe avei. Vi s-a întâmplat vreodată ca, vorbind prea repede sau mâncând dinții dumneavoastră, să muște din greșeală limba? Probabil vi s-a întâmplat. Niciodată limba nu să scoteți toți dinții. Să fiu sigur că nu o să mai am probleme de acum înainte. Nu zici niciodată. Pentru că dinții își dau seama că sunt în trup. Limba își dă seama că dinții sunt de acolo. Și trebuie să. Stimați-mi, permiteți-mi să vă vorbesc ce înseamnă să deosebești trupul Domnului și care este atitudinea noastră ca mădulare în acest trup binecuvântat, care este Biserica lui Iisus Hristos. Primul lucru pe care vreau să vă subliniez este v-aș ruga pe dumneavoastră și pe mine totodată să faceți tot posibilul să rămâneți în acest trup al Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu ne-a onorat chemându-ne aici, dar noi putem, prin nevăghere, să fim excluși de trup. Orice mădular, cât de puternic ar fi el, dacă îl detașez de trup, nu rămâne foarte multă vreme. Orice organ pentru transplant, de exemplu, care este recoltat de la un donator, poate rămâne în anumite circumstanțe, în anumite condiții foarte, foarte precise, un anumit timp după care celulele mor. Dacă cineva și-a amputat din greșeală o mână, o mână faină, o mână puternică, o mână care știa meserie grozavă, și mâna aceea e tăiată de circulare, e tăiată de drujbă, e într-un accident, e tăiată, mâna aceea despărțită de trup, poți fi fost mâna celui mai bun specialist, cel mai bun ceasornicar, mâna aceea nu mai valorează nimic, că ești despărțit de mine. Spunea Domnul, nu puteți face nimic. Valoarea în economia lui Dumnezeu a fiecăruia dintre noi, despărțiți de trupul acesta, este nimic. De aceea, pocăința nu se trăiește numai individual, ci se trăiește și de obște. De aia. Pe când mă gândeam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să am un alt subiect, spune Apostolul Iuda. Dar noi avem o pocăință și de obște. Adică împreună, în trupul Domnului Iisus Hristos. Există oameni care spun, nu ce te interesează pe tine cum trăiesc eu? Ce te interesează? Ce treabă ai tu cu mine? Pentru că eu văd din viața mea, dacă se duce cineva în ea, ăsta, eu, pe tine ce te interesează? Mă interesează, omule, că mântuirea nu e numai personală, e și de obște. Toate adevărurile biblice sunt ca un ban cu două fațete. De exemplu, cea mai importantă bancnotă pe care o aveți în Uniunea Europeană este bancnota de 500 de euro. Dacă la un moment dat te duci la un magazin sau la o bancă cu o foaie, cu o bancnotă de 500 de euro, dar numai cu o fațetă, te duci și spui, dom'le, n-am cealaltă fațetă, e numai pe o parte, cum trebuie să fie. Dar nu-s pretențios. Dați-mi valoarea de 250 de euro. Normal, îi scrie cât 500 de euro, dar pentru că n-am cealaltă față, vreau să cumpăr produse de 250 de euro. Cine credeți că îți dă ție produse de 250 de euro. Primul lucru pe care îl faci orice magazin și orice bancă, cheamă poliția. De ce? Tu nu ai tu o bancnotă numai cu o singură față. Numai că ai vrut să faci falsificări și nu ți-o mers a doua față. Aș vrea să vă spun, din punct de vedere spiritual, este la fel. Când vorbești că Dumnezeu e dragoste, 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 tu mergi în lumea asta cu o bancnotă cu o singură față. Că spui că mântuirea e personală, 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 tu mergi numai cu o singură față. Ca să poți avea o valoare adevărată a bancnotei respective, trebuie să ai amândouă fețele. Când ai amândouă fețele, ai o bancnotă de 500 de euro, ai valoare adevărată. Când mergi și spui că Dumnezeu este dragoste, pune și cealaltă față. Căci Dumnezeul nostru este un foc. Și acum, vezi exact cine e Dumnezeul tău?
Nu numai dragoste, El abia așteaptă să te iarte pe tine, care tot păcătuiești continuu și nu vrei să pocăiești niciodată. Ci este și un foc mistuitor, care la omul care refuză constant, El va veni și va ști cum să lucreze. Mântuirea e personală, e adevărat. Dar mântuirea aceasta o poți duce la bun sfârșit împreună cu frații tăi, cu mădularele din trupul Domnului Iisus Hristos. De aceea ne adunăm la cina Domnului, ca să ne aducem aminte că avem valoare nu numai personală, ci avem valoare împreună cu frații mei. Când eu am venit la mântuire, Dumnezeu mi-a dat un dar de predicare Evangheliei. Ce valoare are predicarea asta dacă vin nimeni la adunare? Dacă nu are cine să mă asculte, nu-i așa? De exemplu, dimineața asta veneam eu la adunare cu darul pe care mi l-a dat Domnul. La fiecare vă duceați, unul la pescuit, unul la iarbă verde, altul la grătar, eu eram singur. Ce să facă cu darul? Singur. Am un dar bun, e adevărat, dar îmi trebuie oameni care să mă asculte. La ce folosea tuturor celorlalți? Avem nevoie, ai dar de profeție, ai dar de îndemn, ai dar de cântare. Foarte mulți frați au cântat aici, au pregătit. Dacă adunarea era goală, îi spuneau, Domnule, nu mai cânt. E adevărat că cânt Domnului, dar cânt pentru zidirea fraților mei. Au cântat aici pentru că ne slujim unii altora și ne zidim unii pe alții, pentru că suntem mădulare în același trup binecuvântat. Slăviți să fie Domnul. Amin. Înțelege, dar, fratele meu, să rămâi în acest trup. Nu merge separat pe o parte, cât îți pierzi valoare. Biblia vine și ne spune foarte clar, într-un mesaj care uimește și toată ne provoacă. Domnul vine și recunoaște și spune, eu sunt adevărata viță, iar voi sunteți? Seva curge prin viță spre mlădiță. Știți cine poartă strugurile? Nu vița, ci pe mlădiță. Mlădițele poartă strugurile. Stimați-vă, ca Domnul Iisus Hristos să-și arate slava în localitatea aceasta și acolo unde locuiți dumneavoastră, are nevoie de mlădițe. Foarte mulți oameni se întreabă, Doamne, dar de ce Evanghelia prosperă în anumite localități, iar în alte localități rămân 2-3 credincioși continuu? De ce, Doamne? Nu-i voia Ta? Nu-i aceeași viță? Nu ești Tu atot puternic? Da, eu sunt atot puternic. Dar mlădițele pe care sunt acolo nu trăiesc pocăința și roada de pe mlădițe, nu-i ce aici trebuie. Nu-i ce aici trebuie. Am întâlnit localități în care oamenii au trăit pocăința. Când a fost vorba de împrumuta bani, au spus, Domnule, în 2 săptămâni ți-i dau înapoi. În 2 săptămâni a venit omul, așa cum am vorbit, te rog frumos, primește bani. Băi, dar știu că n-ai. Nu, Domnule, am împrumutat din altă parte, dar am venit să-ți aduc înapoi. Pentru că eu reprezint pe Iisus Hristos în localitatea asta. Aș vrea să vă spun, oamenii divini de rău veneau la adunare acolo. Băi, ăștia știu ce trăiesc. Am întâlnit oameni care spun, Doamne, n-am de unde să-i dau acum, ci eu spun că ei, dar n-am de unde, o să-i dau până o să am. Dar ce vrei să-mi vând casa ca să-ți dau ție banii? Și apoi s-au dus, avem evanghelizare, nu vrei să vii la evanghelizare? N-am nevoie de evanghelizarea voastră. E aceeași viță. Dar mlădițele trebuie să se învețe să poarte rodul care trebuie. Amin. Amin. De aceea există zone unde Evanghelia se extinde și când te uiți la pasă, sunt oameni serioși. Niște oameni care nu se joacă, care trăiesc ceea ce trebuie, pentru că își dau seama că Iisus n-are pe alții, pe ei are. Și dacă ei formează o idee greșită, s-ar putea să stângă făclie Evangheliei pentru o generație întreagă. E important să rămâi în viață. E important să rămâi în trupul lui Hristos. Asta înseamnă să te verifici cineva. Asta înseamnă să te întrebi, de ce n-ai fost la cina Domnului? S-a întâmplat ceva, ești bolnav? Și tu, bazat pe mântuirea personală, să-i spui, dar și tu n-ai ce faci, măi? Tu ce-ți vezi de treburile tale? Te interesează pe ei și n-am fost la cina Domnului? Da, mă interesează că mântuirea ești de obște. Tu când ai venit la pocăință, n-ai venit să stai într-o chilie și să ieși fiică lucră pentecostală. Nu! Tu ești mădular în trupul lui Iisus Hristos. Amin. Tu poate ești picior și astăzi eu am trebuit să biserica întreagă să țopă într-un singur picior și celălalt din sertul, la părtășie. Unde ai fost? E din datoria ta să fii mădular în trupul Domnului Iisus. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Tristețea pe care o văd este că unii se exclud singuri de la această părtășie. A fi în trupul Domnului Iisus Hristos înseamnă să fii închegat aici. Orice mână amputată, orice deget amputat, prin el nu mai curge sânge. Pentru că este amputat de la întregul sistem sanguin care este în corpul uman.
Cina Domnului are rolul de a transmite viață în fiecare dintre noi. Și spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, spunea, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însăși. Știți că vis-a-vis de cina Domnului există trei poziții. Una, cea mai bună, cea mai indicată, pe care o spunem tuturor din corectă, să întinzi mâna la trupul și sângele Domnului în chip vrednic. Asta e cea mai bună. Și există două reguli. Una dintre ele, cea mai rea, este să nu iei deloc cina Domnului, că ești nevrednic. Nici una asta, nici una viitoare, 6 luni. De când ai luat cina? De 2 ani de zile. De ce? Îți nevrednic. Bun, cât poate rezista un mădular fără să aibă în el semn? Că Domnul e clar, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are? Ei, mai n-are ceva, mai niște de aici, doar la separat, așa. Nu, frații mei. În foarte scurtă vreme se termină viața de el. Și a doua poziție grea este să nu fii sigur că ești vrednic sau nevrednic. Dar, știi, data asta mă abțin. De ce? Biblia spune că sunt unii oameni care au cina Domnului în chip nevrednic, nebăgate de seamă, câteodată. Știți care este cuvântul Domnului? Că de foarte multe ori mă uit la unii frați care zic, frate, dar nu suportă așa ceva. N-am învățat altfel. Haideți să vă citesc ceva. Deschideți împreună cu mine 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea de paharul Domnului. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însăși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și a trebuit să fie punctă. Dar continuă Biblia. Știți ce spune? Dacă totuși ai mâncat din trupul Domnului și ai băut din sângele Domnului, se întâmplă ceva. Intră în aplicație judecata lui Dumnezeu. Și atunci cum se manifestă ea, spune Scriptura, versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar atenție, versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu cel ce nu ia cina Domnului ani de zile. Știți la ce judecat ajunge? La judecata lui. Pentru că el se exclude din trup. Ei bine, încă o dată vă spun, să iei cina Domnului în chip vrednic. Doamne ajută! Amin. Dar pentru cei care ani de zile, luni de zile, nu-și rezolvă problemele și nu iau cina Domnului, se exclud din trup. Pentru că Domnul spune clar, și vă mai repet încă o dată, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el. Nu pune tu viață dacă Domnul a spus că nu-i. Dacă Domnul a spus că nu-i, nu-i. Indiferent că spui că-i Duhul Sfânt, vii vorbire în limbi. Dacă Domnul spune că nu-i, așa rămâne. Nu ne jucăm cu cuvintele Bibliei și implicăm teologia greacă și latina ca să ne iasă nouă pasență, să putem sta fără cina Domnului. Nu, nu. Din cele două rele, de care o alegi? Pentru că nu uitați, spune Scriptura, dacă la un moment dat iei cina Domnului în chip nevrednic, se întâmplă ceva. În primul rând, devii neputincios. Adică nu poți. Constați dintr-o dată că ai limitări. Apoi te îmbolnăvești. Și cuvântul Domnului în original nu spune că dormi, adică dormi, frață, în adunare, de o să-ți sânt. Foarte mulți frați spune, am lucrat toată săptămâna și așa de bine dorm la muzica asta a voastră. Și el consideră, nu, nu, în termenul original, dorm înseamnă a dorm, adică mor înainte de vreme. Mor de tine, dacă vreți. De ce? Pentru că spune Scriptura, dacă ne-am judecat singur, să ne împăcăm cu frații, să deosebim trupul Domnului, să fim serioși și să luăm cina Domnului în chip vrednic, n-am fi judecați de Domnul. Dacă suntem judecați, suntem pedepsiți cu neputință, boală și moarte înainte de vreme, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ne judecă Dumnezeu aici, ca acolo să avem parte din viață veșnică, slăviți să fie Domnul. Amin. Asta-s textul de Biblie. Asta este extrem. Eu, de multe ori, citim numai până la să iei în chip vrednic, dar nu citim mai departe. De aceea vă provoc, frații mei, rămâneți în trupul Domnului. Amin.
Stați în prezența Domnului, căutați cina Domnului. Rămâneți în părtășia fraților, lăsați-i pe alții să vegheze asupra voastră și voi vecheați asupra lucrurilor care se întâmplă în biserică. Vecheați! Trăim o vreme a înșelării. Și Biblia spune că în vremea din urmă se vor ivi mulți oameni care vor aduce multe înșelăciuni. Vor avea puteri paranormale la dispoziția lor, vor coborî chiar și foc din cer. Vor spune mulți frați, ce are, Domnul, ce bine predică? Ce are dacă are a doua nevastă? Uite că face vindecări grozave. Ce are dacă împrumuta 10.000 de euro la biserică și nu mai are cum să-i dea înapoi? Efectiv, nu vrea să-i dea înapoi. Ce are, dar ce vindecări face? Fă și tu! Stimați-i mei! Pocăința rămâne pocăință. Amin. Amin. Sfințenia rămâne sfințenie. Nu uitați că vremea din urmă, când nu se mai poate pocăi nimeni, vor veni oameni din calibru greu și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și m-aș fi așteptat ca Domnul să le conteste faptul că s-au făcut ale. Și să spună, profețiile voastre au fost false. Escorcizările voastre au fost numai niște prezentări, dar n-ați făcut nimic. Vindecările voastre au fost numai niște autosugestii. Nu, Domnul nu le contestă asta. E foarte interesant. Le contestă nu faptul că le-au făcut, ci faptul că în timp ce le-au făcut, ei și-au permis să trăiască în nelegire. Plecați de la mine, voi toți ducătorii lui. Acum vă mai pun o întrebare pe care nu scrie în Biblie. Știți că oamenii ăștia câți fani au? Știți câți oameni care îi simpatizează? Păi ce predică asta? Ce cuvinte are? Ce profeție exacte are? Băi frate, dar omul ăsta trăiește minciună. N-are afacere, dar ce exacte? Nu are afacere. Dar omul ăsta, uite cum trăiește, ce relații are, cum nevasta-i lăsat acasă și merge cu alte surori tineri în misiune. N-are, dar tu știi cum, câți oameni vin la, la pocăință pe predicile lui? Frații mei, v-a jucat tare mult. În ziua aceea când oamenilor apreciați de tine pentru predici, profeții, vindecări, vor sta la rând să intre în Rai și vor crede că vor da și ușa de perete la Rai să intre, că au făcut atâtea minuni, când Domnul îi va trimite și va spune, plecați de la mine, că nu vă cunosc, că doar e fără de lege. Ce-i să faci când tu ai adoptat acela stil de viață? De aceea vă rog tare mult, rămâneți înaintea Domnului. Amin. Cercetați păstorii, cercetați prorocii. Biserica unde slujesc este o biserică care are dreptul să vină oricând și un copil și un tânăr să vină la mine să spună, frate păstor, cu tot respectul pe care am dumneatare, dar aici nu-i corect ce-i făcut. Ai chemat niște meseriași la lucru la dumneatare și încă nu i-ai plătit. Încă nu i-ai plătit. Oamenii ăștia au copii acasă. Încă nu i-ai plătit. Nu este corect ce faci. Dumneatare spui că Hristos este iubire și Hristos este adevărul. Știi, mai cred? Pe dumneatare spui că îi plătești cu atâta și efectiv te uita că suntem niște copii și nu ne-ai plătit. Stimați-vă, văd multe din lucrurile astea care se întâmplă în mediul ăsta. Și spune Sfânta Scriptură că noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai. A strica Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să dai îndemnuri, dar nu te crede nimic. De ce? Ăsta e neserios toată ziua, Doamne. De ce să-L crede nimica? Este să-L crede nimica. Că vine El și îmi spune că Iisus mă iubește, eu nu cred. Pentru că toată săptămâna ne înșală. Frații mei, de aceea e important să fii în trup. Este cineva care vechează asupra ta? Că tu ai pe cineva lângă tine. Tu nu ești într-un deci de departe. Nu te duci niciodată acasă și nevasta spune, dragă, dar unde ți-ai uitat piciorul drept? Totdeauna e la tine, nu? Ești în rânduială cu tot ce trebuiește. Nu uiți pe unul undeva. Când biserica este trupul lui Iisus Hristos, trebuie să-ți dai seama că este cineva aici. Nu putem trece așa unii pe lângă alții. Rămâi în trupul Domnului Iisus, Doamne ajută. Amin. Fii totdeauna dispus ca la cina Domnului să fii prezent, recunoscând că toți ceilalți care iau sunt mădulare în trupul lui Iisus Hristos, oameni care răspund de tine și oameni de care răspunzi tu. Eu le mai spuneam la frați că de foarte multe ori călătoria noastră pe pocăință ca biserică este ca și călătoria cu corabii pe vremea Domnului Iisus. Corabii pe vremea Domnului Iisus erau corabii din lemn. Și la un moment dat urcai în corabia aceea și vrei să pleci undeva. Și cineva spunea la un moment dat, Domnule, în care e locul meu în corabie? Unde pot eu sta?
și îți spune domnul ăsta aici, în partea asta. Bun, ăsta e locul meu. Nu vă băgați, este locul meu. Și la un moment dat scoți o boră mașină de asta, cu acumulatori, bagi un urghiu de lemn în el și spui, nu vă interesează ce se întâmplă restul. Eu am să dau o gaură aici în dreptul meu, să văd cum se șnește apa. Vreau să fac duș. Vreau, e în dreptul meu. Nu vă interesează. Eu dau gaură în dreptul meu. Aș vrea să vă întreb, din cauza găurii pe care o dau în dreptul meu, mă scufund numai eu sau toată corabia? De-aia e important cum vrem fetele și tătăna în față. De-aia e important cum mă reprezinți tu pe mine. De-aia e important cum îți dai împrumuturile înapoi. Pentru că tu poate fii și îmi spui că eu mă cufund, nu singur te cufund. Faptul că dai găuri în dreptul tău, că trăiești cu căința aiurea, tu ești dintr-un trup, nu se poate piciorul tău să dea cu șutul în perete sau să dai cu degetele de piciorul la masă și limba să spui, băi, sunt venit în degetele la picioare, așa de bine pare. Ați văzut că un trup face așa ceva? Tot tu cu suflete de durere. Efectiv te oprești undeva, pui, când eram mici, dădeam piciorul pe piatră, îl puneam pe dreapta și flam în degete, când te zeam mai repede. Stimați-mi, tot suflete, tot trupul suferă. Dacă ești în trupul lui Hristos, vei suferi cu ceilalți. Îți va păsa de ceilalți. Nu vei spune, las ca să vadă el cum se duce. Stimați-mi, trebuie să ai conștiința asta în tine. Dumnezeu să ne ajute. Rămâi în trupul lui Iisus Hristos și fă-ți datoria în trup. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez. Rămâi în trupul Domnului la locul tău. Te-a chemat Dumnezeu nu să migrezi pentru ce ai un loc al tău. Identifică-ți locul acela. Spunea un frate foarte bine că e foarte frumos să știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Dar mai important câteodată este să știi la ce nu te-a chemat. Pentru că există foarte mulți oameni care chinuie biserica în ziua de astăzi, el crede că e chemat de indienul, dar nu chemat asta. Dar el spune, uitați, eu sunt chemat să cânt frumos. Dar cânt frumos, numai dacă mă lăsați să vă și chinui puțin. Datoria bisericii și a responsabilor de biserică este spune, frate, dumneavoastră, ești chemat la cântare, iar la cuvânt sunt chemați oameni care sunt pentru lucrarea asta. Unii sunt chemați să dea îndemn, alții sunt chemați să ții studiu, alții sunt chemați să fie evanghelești, dar dumneavoastră nu ești chemat aici. Nu că dacă nu mă lăsați aici, nici nu mai cânt, nici nu mai fac de ordine, nici nu mai cutare. Nu are asta importanță. Dumneavoastră stai la locul tău. Vedeți dumneavoastră că la un moment dat vine biserica din Samaria, vine o situație deosebită și anume, vede Simon Vrăjitorul că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor. Vede lucrul ăsta. Și Petru și Ioan puneau mâinile peste ucenici și peste frații de acolo și ăștia primeau Duhul Sfânt. Ăsta și-o dat seama, ăștia pleacă la Ierusalim. Noi rămânem fără specialist în domeniu. Doar să mă întorc oameni la mântuire. Și nu să pui mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Că văd că Filip nu le are, de-aia nu trebuie să cheme pe ăștia. Că Filip era chemat să predice și să boteze. Dar tot. El nu-i chemat, că dacă le avea Filip, nu mai veneau ăștia de la Ierusalim. Ca atare rămânem fără om în domeniu ăsta să pui mâinile. Și vine omul și spune, uitați care e situația. Vă dau și bani. Numai dați-mi și mie puterea asta. Ca peste oricine îmi pun mâinile să primească ce? Când îți dai seama, domnule, omul ăsta e doritor de lucrare. E doritor de lucrare. Ăsta nu vrea să facă afaceri. Ăsta nu vrea să vină acolo să facă un partid politic. El dorea să slujească bisericii, punându-și mâinile ca Duhul Sfânt să vină peste ei acolo. Și nu numai atât. Și caseria uceniților să simțea, domnule, să dădea bani, că avea de unde. Strânsese până atunci, avea tot ce trebuia. În mod normal trebuia să dai curs la o asemenea invitație. Dar Petru vine și spune un cuvânt care de multe ori e greu să-l spune. Tu n-ai nici sorți, nici parte, toată treaba. Deci tu n-ai treabă cu asta, băi. De foarte multe ori, ca să fii bine în adunare, frate, hai, vină și tu. Să nu faci valuri, cântare, vrei și tu pe aici. Altul n-are voce, vină și tu că te răbdăm, astupăm curetele, dăm muzica mai tare. Numai vrei și tu, dacă nu se poate altfel, ca să fii pace și liniște. Ni-i greu să spunem clar, tu n-ai parte, nici sort în toată treaba asta. Du-te la locul tău și slujește. Vă spun lucrurile astea clar, nu aveam de gând să vi le spun. Dar dacă vreți să mergeți înainte, trebuie să plătiți un preț. Amin. Și prețul ăla e fiecare să știe locul lui. Amin.
Într-o biserică era un cor frumos care cânta. Și în corul respectiv era o tânără care n-avea voce în cor. Acum, frații mei, ca să poți cânta în cor, trebuie să ai voce. Nu trebuie să știi nota. Nu te ajută cu nimic să știi nota. Că nota nu cântă singură. Tu trebuie să iei nota de acolo și să o transpui vocal. Trebuie să faci vocaliză, trebuie să pregătești să cânti cumva. A venit un dirijor și a spus în cor, conform învățăturii pe care o avem, în cor nu trebuie să fie decât oameni care au voce să cânte. Ca atare fiecare veți da test pe vocea voastră. Când a ajuns la soare, a spus, sunt răgușită, sunt emoționată, nu pot cânta, nu pot cânta. Bine, data asta nu poți, data viitoare, te rog frumos să fii pregătită. Data viitoare, iar răgușită, emoționată, dirijorul îi spune, pare mi se că dumneata nu ai voce. Că dacă aveai ceva, răgușită tot cântare. Dar nu ai voce. Te rog frumos să părăsești corul. Pentru că ăsta e locul unde sunt pentru oameni care au voce. Corul este format de foarte multe ori de oameni care nu sunt siguri pe voce, dar au. Și în spatele lor se pun oameni care sunt siguri pe voce. Bas, tenor, alt, sopran. Se pune persoane care știu și ăla care nu e sigur pe voce și se ia după aia ce cântă în spate. Dar el are voce de cântat. Dumnezeu ei n-avea nici voce de cântat și ca atare nu putea să exprime nimic. Cânta ca vorba noastră, peștele nată. Ați văzut și bine să aud eu. Absolut nimic. Și dirijorul Iisus te rog frumos. Supărare pe părinți, pe toți ceilalți, dar cum? Fata noastră stă acolo în față, poate într-o zi smărită, poate cu tare, dar cum o dai jos de acolo? De... Și așa mai departe. Dom'le, dirijorul a spus aici în cor, așa se intre. N-are parță, sorți nici parte în toată treaba asta. S-a dus fata jos, supărată, prin toate neamuri, dar la un moment dat fata s-a gândit, băi, într-adevăr, e un cor n-a ciclodat. Dar care totuși lucrarea? O căutat lucrarea ei, și la ora actuală e cea mai bună lidere de școală duminicală în toată zona respectivă. E cea mai bună lidere. Dacă omul ăsta nu-i spunea, tu n-ai parte și sorți în treaba asta, așa cum a să făce cânt în cor? Știți că foarte mulți doresc să predici, să chinui, să luptă cu frații. Vei, dar ce ai cu mine? Chiar, n-am, chiar nu mă poți răda și pe mine. Băi, n-ai sorți, tu deja îți caută lucrarea. Și lucrarea lui stă nefăcută. Că Dumnezeu nu l-a chemat pe el să facă asta, l-a chemat să facă altceva. Și apoi ne mai mirăm, băi, frate, adunarea nu merge bine. E normal că nu merge bine, că pe tine te-a chemat să mergi pe ziduri, să vechezi și tu-ți pierzi vremea aici. Te-a chemat Dumnezeu să faci o lucrare și tu nu ți-o faci. Pentru că de foarte multe ori ne mirăm că trupul se împiedică. Dar ochii unde ai fost? Ai stat închis, nu-i așa? Ochii bisericii vin și spun, atenție, în continuare veți avea o piedică, un obstacol în fața voastră. Fiți atenți picioarelor. Și când picioarele știu că au în față și sunt alergare și au în față un bolovan sau au în față un scaun, de foarte multe ori ocolesc scaunul respectiv sau sar peste el. Pentru că ochii au spus, uite, acolo, au măsurat distanța și picioarele sar. Dacă tu vrei, ochii spun, eu vreau să aud asta. Mie îmi place tare mult că sunt în vogă ăștia care au urât, care spun lucruri grozave și nu mai este la poziție. Se împiedică biserica de o problemă. Este problemă la adunare generală. Și tot ei comentează. Nu merg lucrurile cum trebuie. Dar ce ai stat la urmă? De ochi. Să spui frații ochii ce urmează, frate. Urechile de ce n-au stat la locul? De aceea e important pentru fiecare dintre noi ca și mădulare. Stai la locul la care te-a chemat Dumnezeu, Doamne ajută! Am văzut oameni care s-au pierdut pentru că n-au stat la locul lor. E atât de important să stai la locul tău. La momentul actual, eu sunt chemat să predic Evanghelia acolo unde mă trimite Dumnezeu. Sunt locuri în care n-am ajuns. Și sunt locuri în care Dumnezeu îmi dă voie și sunt locuri în care Dumnezeu nu-mi dă voie. Pe mine mă interesează chemările oamenilor și ce prezintă ei. Pe mine mă interesează ca Dumnezeu să-mi dea voie să merg în cutare loc sau în cutare loc. Sunt lucruri pe care eu pot să le accept sau nu. Dar totdeauna e interesant pentru mine dacă e voia lui Dumnezeu lucrul ăsta. V-aș ruga tare mult, frații mei. Fiecare la locul la care v-a așezat Dumnezeu, întrebați-vă în primul rând dacă e voia lui Dumnezeu să faceți voi lucrul ăla. Eu știu că sunteți capacitați să fiți pe post de picior, sunteți capacitați să fiți pe post de urechi, dar tu ai fost capacitat să fii pe un anumit loc. Fii credincios în lucrul credințat ție. Amin. Amin. Atât tot. Nu-ți va cere nimeni socoteala de cine ai văzut dacă ai fost de aici de mic. Că nu există ochi la de aici de mic. Tu ești chemat doar să-ți faci lucrarea ta.
câteodată mai nebăgată în seamă, mai nevăzută, mai disprețuită poate de ceilalți, dar nu are asta importanță. Tu ești chemat să-ți vezi de lucrarea ta. Au fost oameni care au crezut că pot face mai mulți, că dacă sunt pocăiți, Dumnezeu îi apără și îi sfințește. Permiteți-mi să vă vorbesc din Biblie, despre un împărat, care Biblia spune în 2 Împărați, capitolul 23, cu versetul 25, următoarele cuvinte. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el, n-a mai fost niciunul ca el. Om pocăit. Om pocăit care a tras casa Domnului. Om credincios care a făcut lucrarea lui Dumnezeu și iată ce spune Biblia despre el în ceea ce v-am citat eu. Și ce bine era dacă rămânea pocăit. Și de ce bine era dacă rămânea împătrățit ca lui. Și ce bine era dacă rămânea la locul lui. Dar împăratul Iosif a crezut că e și bun în politică. A crezut că e și bun ca strateg militar. A crezut că e și bun să amestece în treaba politicii lumii acesteia. Că doar e om pocăit și Dumnezeu e cu el. Haideți să ascultăm ce spune cuvântul Domnului în versetul 29 din același capitol. Pe vremea sa, Faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Împăratul lui Iosia i-a ieșit înainte și Faraon l-a omorât la Megido, cum la... Doamne, dar era pocăit! Și? Cine l-a pus să amestece treburile alea? Dacă Faraon Neco venea împotriva Israelului, avea dreptul să iasă înainte să apere țara, că era împărat. Dar Faraon Neco nu avea treabă cu Israel. Faraon Neco avea treabă cu împotriva, mergea împotriva împăratului Asiriei. Și cauți tu, slujitorul lui Dumnezeu, să te bagi în două, între două împărății. Că-ți pocăi, că-ți credincios, că-ți omul lui Dumnezeu, că-ți proroc. Pentru ce te amestești tu în politică? Pentru ce te amestești tu în alte treburi? Și cum l-a văzut Faraon Neco la... De ce? Pentru că Noul Testament spune nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca unul care se amestecă în treburile. Cum dăm de atunci îngăduie să suferi copiii tăi care se amestecă în treburile altora? Da. Dacă ei nu stau la locul lor, vor suferi. Întâlnesc de multe ori frați, proroci, lucrători, care se chemați de Domnul să aibă un dar, dar știu și cum să-și plătească patronii angajați. Dar știu și cum patronii trebuie să se comporte. Și să trezesc, pe lângă faptul că mai spune Iisus Hristos este Domnul și au o lucrare bună, să trezesc, ar trebui ca fratele ăla să-și plătească angajați. Ar trebui să se poarte frumos. Și bineînțeles, lucrurile rămân așa, și el mai și de comentator așa social, câteodată politic, vorbește din biserică și ar trebui să facă ăștia din biserică, cu toate că el are treaba lui, lucrarea lui. Câteodată se găsește un patron pocăit, care aude. Îi spune, frate, te rog frumos să rămâi la conducerea bisericii, suntem în același trup, te rog frumos să rămâi să stăm puțin de vorbă. Rămâne, frate, dar ce e o lucrare, ceva? Nu, nu, rămâi să stăm de vorbă. Rămâne frate, cu frate, frate. Eu sunt un om care știu când plătesc angajat. Dacă există protestanță, îmi cer scuze, dar eu îmi rezolv problemele. Cunoașteți o anumită problemă care eu am rămas restant față de o familie, cu o copii, cu un angajat mare a face. Am rămas eu. Nu, nu știu lucrul ăsta, nu cunosc lucrul ăsta. Am auzit că ceva vorbe așa, dar nu cunosc. Bun, frate, eu te întreb dacă știi ceva clar, că din câte știu, Dumnezeu ești omul lui Dumnezeu și nu vorbești de aiurea. Dumnezeu mai vorbești și cuvântul Domnului prin profeție. Nu-ți poți permite să iei vorbe de doi bani și să le produci dumneatale. Dumneatale a susții cuvântul Domnului. Spune, știi? Nu, nu știu așa ceva. Bun, atunci înseamnă că ai avut vreo descoperire. Nu am avut nicio descoperire. Și atunci cum îți permiți, Domnule, dumneatale, să vorbești așa ceva? Să vezi că... O dau așa pe un fel de legăială de asta, de a când îl prins la colț. Înțelegi? Și după ce îi pleacă și îl întreabă prietenul, dar ce faci, frate? Sufăr pentru Evanghelie. Dați-mi, nu-i suferință pentru Evanghelie, e suferință pentru prostia noastră. Ne amestecăm în lucruri care nu sunt din competența noastră. Trebuie să stai la locul tău, să-ți faci lucrarea ta, de care vei da socoteală tu, înaintea lui Dumnezeu. Te va întreba Dumnezeu. Te-am dus în biserica aceea. Te-am păzit și te-am ocrotit.
ți-am dăruit pâine de toate zilele și te-am chemat în acea biserică să faci slujba asta, de ce n-ai făcut-o? Doamne, să vezi cu păstorul bisericii, nu mă, îl judic pe el la vremea lui, tu, de ce n-ai făcut lucrarea asta? Doamne, să vezi cum au cântat ăștia cum trebuia, îi judic și cântăresc la vremea lor, tu, de ce n-ai făcut lucrarea asta? Și vei rămâne la un moment dat că nu mai ai cine îți dai vina. Nu degeaba spune Biblia când întreabă împăratul, prietene, cum ai intrat aici. Prieteni, nu spune, ne-au furat coitorii haina, material, ne-au schimbat ăștia haina. Spune că prietenul acela vei rămâne în față cu deciziile tale. Când ani de zile te-a chemat Dumnezeu să faci ceva pentru biserică și tu ai avut numai grijă la alții. Tu te-ai ocupat de familia altora. Te-ai ocupat de viața altora. Nici n-ai știut la ce au fost chemați ei. Ești comentator, ai grijă cum slujești ăla, cum predică ăla și când ăla. Băi, dar tu la ce ești chemat? Încă nu știu. Nu interesant, frații mei. Atunci când Dumnezeu cheamă un om la pocăință, face un lucru. Și permiteți-mi să vă citesc de pe paginile Sfintelor Scripturi ce anume face el. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, Scriptura vine și spune în felul următor. Ca niște buni scravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, atenție acum, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a... Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu unii dintre voi care au primit dar. Nu, fiecare. Pentru că atunci când Dumnezeu te aduce la Evanghelie, îți dă un dar să slujești fraților tăi. Fie că-i darul de a îmbărbăta, fie că-i darul de a dărâi, fie că-i darul de a fi de ordine, fie că iau darul, fie că-i darul, sunt, aveți cu tineri ăștia la sunet, aveți acolo un copil care percutează foarte rapid la versete. Dar un dar pe care l-au descoperit și îl găsește. De făcut, dar un dar cu care slujește bisericii. Tu, ce dar ai? Atunci când cineva la români vine cu un cadou, cumpără o camașă, de exemplu. Și o pune într-o pungă, nu vine în cămașa, în lumea, și o pune într-o pungă și vine la tine acasă. Dacă ar veni fără cămașă, discutați cum a fost la adunare, ce a fost, ce cuvânt a fost, ce idee a fost, cum au cântat de bine copiii, grupele și ce bine au fost organizat, discutați. Dacă ai venit cu un cadou, în schimb, nu mai veți discuta. Îi spui, am adus un cadou aici, cum a fost la adunare? Bine, și el zic la cadou. Mai și spune, nu trebuia. Nu trebuia să te deranjezi, nu trebuia, dar el nu știe ce e acolo. Și tu îl întrebi, dar la adunare cum a mai fost? A fost bine, frate, a fost bine. Numai cu alte cuvinte, când o întind să văd ce e acolo? Când pleci, zice. La un moment dat, vezi că nu mai ai cine stă de vorbă, spui, frate, mă duc, vine în altă dată să mai stă de vorbă. Bine, Domnul Iisus să fie cu tine. Pleacă omul, dar și-a uitat cheile înăuntru. Când se duce la mașină, când ajunge înapoi și ce are cheile, toată familia cu cadoul ăla care nu trebuia să vadă ce e acolo. În vest aici am înțeles că e altfel. Oamenii aduc cadouri, daruri, și apoi spune, te rog, deschide-l să văd dacă se potrivește. Cu alte cuvinte, să avem și stat de vorbă. Nu trebuie să plec eu ți-am adus cadou și tot eu trebuie să plec. Vezi dacă îți place culoarea, dacă nu se poate schimba și așa mai departe. Frații mei, nu e interesant că în pocăință, când venim la Domnul, Domnul ne dă un cadou. Noi știm foarte bine ce au toți ceilalți în cadourile lor, dar noi nu am deschis pe al nostru. Din 20 de ani pe calea pocăinței, nu știu ce dar am. Nu-i interesant? Și într-o zi, nu puteți să mă ceri socoteală ca mă bat în pungile altora. Și că știu foarte bine și cadouri au ceilalți, și daruri au ceilalți. Și Dumnezeu mă ceri socoteală, ți-am dat un dar pe care nu l-am dat lui Putin, nici lui Trump, nici la ONU, nici la Bruxelles. Ți-am dat un dar să folosești bisericii și trupului meu. Ce-ai făcut cu el? N-am deschis încă punga, dar. Bun, ai avut grijă la alții, dar a ta, care? Care-i darul tău? De-aia mulți migrează în drum. De-aia mulți încurcă. Eu știu la ce schemat în biserică, frații mei. Schemat să predic. Când intru la biserică și vin prieteni, toți ceilalți păstori se dau înapoi și spun, frate, metalea e darul, slujește aici. Când e vorba de stăruință, eu m-am dat înapoi și intră alți oameni pentru lucrarea asta. Când e vorba de consilieri, mă dau înapoi și sunt alți oameni mai buni ca mine. Nu predic ca mine, dar sunt mai buni ca mine, domnilor. Pentru că fiecare știe ce are de făcut. Eu recunosc că sunt mai bun ca mine. Că mă depășesc și mă dau înapoi. Nu pot să fac eu toate lucrurile. Nu-ți chemam să fac toate.
De-aia nu împosim o grămadă dintre noi. Că facem și locul ăia care stau degeaba și mă comentează. De-aia nu împosim. Cina Domnului este un moment să-ți dai seama că participi nu la un eveniment așa că ne adunăm. Te-a ales Dumnezeu din lumea asta să te aducă în trupul Său, biserica asta. Ce faci tu în biserica ta, lăsa, este responsabilitatea ta. Este responsabilitatea ta. Ești la locul la care te-a chemat Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ultimul gând pe care vreau să-l spun, frații mei, privitor la mădulare, pe lângă faptul că trebuie să rămâi în trup, pentru a avea viață, trebuie să rămâi în trup la locul tău. Să fii la locul la care te dorești Dumnezeu. Și apoi, la locul tău să lucrezi. La locul tău să lucrezi. Paralizia este una dintre formele cele mai teribile care duce la inactivitatea unei zone ale corpului. Imaginați-vă dumneavoastră un om care are paralizie la amândouă coatele. La legătura dintre braț și antebraț, adică aici. Vezi un măr frumos înaintea ta, îți lasă gura apă să-l mănânci mărul ăla, îl apuci cu mâinile, dar nu-l poți duce la... Pentru că coatele sunt paralizate. Sau spun, n-am chef asta. Asta am chef, frate. Mă, dar dacă voi nu vă mișcați, eu rămân flământ, măi. Și dacă nu vă mișcați mai mult timp, trebuie să mă ajute, dacă nu este cineva să mă ajute în domeniul ăsta. Eu, dacă singur, nu pot. Și fie foarte multe ori, Biblia prezintă că drumul spre Împărăția lui Dumnezeu nu e plimbare, ci e alergare. Ați văzut vreodată cum aleargă oamenii care au genunchi inflamați? Ei, de fapt, aleargă. Nu pot. Ca să poți alerga, trebuie să-mi doi genunchi. Dar dacă genunchiul umflat de la o anumită inflamare, nu poți alerga. N-ai cum să alergi. Și drumul nostru spre Împărăție, vă repet încă o dată, este alergare. Te-a așezat Dumnezeu undeva. Nu cumva ești inflamat. Lucrezi numai când îți convine. Sunt daruri în biserică. Unul dintre darurile pe care le ai tu este, de exemplu, să cânți. Sau ai un dar de a da îndemn. Sau ai darul de a predica. Sau ai darul de a dărui. Deosebit de ceilalți. Pentru că Dumnezeu ți-a dat și resurse și ai chemarea asta și slujba asta. Dar la un moment dat tu îți expui dorința pentru caietul ăsta sau pentru un bilețel. Frate, am darul de a cânta, dar vreau să mă pui să cânt. Am darul de a recita, pentru că am memorie și învăț poezie și vă rog frumos să mă puneți dacă este loc. Cel care are darul cărmuirilor, nu trebuie să citească neapărat lista aia. Și cel ce are darul cărmuirilor, va pune la o slujbă pe cei ce trebuie pus. Nu numai pe cei ce vor, ci cei ce trebuie pus la slujba respectivă, în funcție de contextul slujbei, cât de aia darul cărmuirilor. Să pună pe cine trebuie. Și s-ar putea să te omită pe tine care ai învățat poezia. S-ar putea să spună că tu nu slujești în ziua respectivă, din anumite motive pe care le știe el care are darul cărmuirilor. Se inflamează genunchiul. Nu mai cânt. Nu mai întoi. Nu mai reșit. Nu mai fac asta. Dar ce te poți vedea? Există o lege în Biblie pe care dumneavoastră știți. Pe care Domnul a prezentat-o fugar, așa. Dar e o lege rentabilă. Spune Biblia, dacă un om se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, în ochii lui Dumnezeu așa-i păcătuit. Dacă un hoț se uită la o bancă și o spargă, sau la o casă și o spargă, și pe când se gândea el să o spargă casa respectivă, o veni proprietarea acasă, s-a oprins lumina, sau au niște oaspeți și îți dă seama că nu mai poate sparge casa. Dumnezeu i-o trece ca și cum a spart casa. Bun, la lucrurile rele Dumnezeu trece ca și cum, dar la lucrurile bune nu are ce, că multe legi biblice sunt ca în oglindă. Dacă tu ai avut de gând să cânti o cântare, dar cel cu darul cărbuirilor nu te-a pus, Dumnezeu te trece ca și cum ai cântat. Dacă tu ai dorit să primești un oaspete, să-l primești la masă, dar respectivul spune, frate, te rog să mă scuzi, dar m-a chemat prima dată fratele respectiv. Tu rămâi și cu mâncarea pe stoc, dar îți rămâne, îți răsplătește Domnul ca și cum a mâncat tine. Frații mei, este o lege lăsată acolo, e în oglindă, o găsiți, și la pune și la rele. Dumnezeu privește ca și cum ai realizat lucrul acela. Pentru ce să te inflamezi?
Pentru ce tot trupul să sufle din moftele și scriposările tale? Pentru ce? Încă o dată vă spun, frații mei. N-aveam din gând să vă spun toate lucrurile astea. Dar vi l-am spus cu drag, că trebuie. Vi l-am spus cu drag, că trebuie. Ne-a onorat Dumnezeu. Mă uit câteodată, merg pe stradă și văd oameni cu barba crescută, cu lupte, cu hainele rupte pe ei și după priviri, mă uit la ei. Unii dintre ei sunt doctori, docenți. Unii dintre ei sunt foști directori de întreprindere. Unii dintre ei sunt oameni care au fost pe cul altădată, părăsiți de copii, făcând anumite tranzacții financiare, au pierdut totul. Și acum sunt oameni ai străzi. Mulți dintre noi, probabil, erau de străzi în lumea astea. Robiți de alcool, de vicii, bolnavi, de tot felul de boli, dar s-a îndurat Dumnezeu de noi și ne-a dus în biserică. Ne-a chemat aici și ne-a spus, faceți parte din trupul meu. În trupul ăsta meu sunt ambasador. În trupul ăsta meu sunt inginer. În trupul ăsta meu sunt țărat. Sunt femei în vârstă, sunt bărbați în vârstă, sunt tineri. De asta e trupul meu. Este singurul care are viitor. NATO n-are niciun viitor, ONU n-are niciun viitor, toate împărățiile Pământului n-au niciun viitor. Biserica mea are viitor în veșnicie. Dacă biserica este logodită cu mine, în viitor va fi mireasa mea. Fac o lume nouă numai pentru mireasa mea. Te-a onorat Dumnezeu chemându-te de aici. Și te-a chemat să rămâi în trupul ăsta. Amin. Te-a chemat să fii aici. Te-a chemat în trupul ăsta să fii la locul tău, să-ți cauți locul și să fii pe poziția aceea. Îmi place tare mult de Habacuc care spune, m-am dus la locul meu de strajă. Era un loc al lui, de strajă, m-am dus acolo. Vă spun sincer, frații mei, știți mulți lumea astea care ați fost în România și ați prins vremea când prindeam parcele la cosit. Erau mai mulți oameni care toți cosit, trebuia să plici unul cu prima brazdă, și al doilea venea din spate cu a doua brază, la o distanță aricare. Ce era dacă unul mai răbunitor așa spunea, Dom'le, intru și eu la cosit, între ăștia doi. Îți dai seama că trebuia să nu lucreze așa la alții, că să lui tai picioarele la altul. Și dacă lucra, lăsa pe el la fără picioare. Pentru că se băga el acolo. Așa există și în zilele noastre de astăzi. Vin oameni la pocăință, măi, cred că mie mi-a stat bine pampon. Cred că mie mi-ar sta bine acolo. Cred că mie mi-ar sta bine dincolo. Nu uitați, corpul omenesc e făcut din organe care se văd și organe care nu se văd. Dumneavoastră vedeți nasul meu, vedeți urechile mele, vedeți mimica mea, vedeți culoarea pielei și după asta mă analizați și mă puneți. Dar există organe mult mai importante ca nasul meu. Eu pot trăi fără nas, fără urechi. Pot trăi fără el. Dar inima mea sigur funcționează. Nu o vedem, dar sigur funcționează. Ficatul meu nu-l vezi, dar funcționează. Rinichii mei nu-i vezi, dar funcționează. Biserica e formată din mai multe mădulare. Sunt unele care apar în față, ca urechi, ca ori, ca limbă, care vorbesc. Dar sunt unele care sunt în rugăciune, sunt unele care stau în post, sunt unele care aduc înaintea Domnului cauzele, care mențin ritmul bisericii. Ți-ai găsit locul în poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și acolo, în acel loc, lucrează, fratele meu. Lucrează. Slujește Domnului. Foarte mulți frați de mei sunt dezamăgiți. Pentru că multe lucruri le fac să fie răsplătiți de oameni. Îi ajut, îi sprijinesc, ca la un moment dat când se va vota comitetul, să mă voteze. Am întâlnit că era mare de slujitori, de oameni, de frați, de surori, care sunt, Doamne, m-am purtat frumos cu el și uite acum ce mi-e răspătirile, dar te-ai așteptat răspătirile de la oameni. Tu nu știi cu oamenii nu știu să răspătească. Habar n-avem. Nu știm să răspătim oftatul cuiva. Nu știm să răspătim lacrima cuiva. Nu știm să răspătim o zi de post. N-avem cum să răspătim. Singurul care poate răspăti așa ceva este Domnul. De-o frumos slujește și n-a așteptat răspătiri de la oameni. Când va veni El, va veni cu răspătirile. În ziua aceea îți va da aceea ce într-adevăr ai adunat de-a lungul timpului. De-aia Biblia spune, când faci o faptă, fă-o în așa fel să nu știe mulți. Când te rogi, să nu știe mulți. Când susții, să nu știe mulți. Dacă totuși cineva știe că l-ai ajutat, nu aștepta răspătire. Dacă îți dă un bună ziua, răspunde-le la bună ziua.
Dacă stă pacea Domnului, răspunde la pacea Domnului, dar mergi mai departe. Dacă se ridică împotriva ta, nu te mira, răspătirile sunt la Domnul, amin. Amin. Nu aștepta răspătire de la oameni. Am întâlnit foarte mulți oameni care au slujit bisericilor și la un moment dat bisericile au zis, vrem o schimbare. Și l-au schimbat cu omul ăla care muncea la adunare. El era năgăjit, demusolat, pentru că s-a așteptat că biserica, că oamenii vor aprecia și îl vor ține acolo. Frații mei, câteodată mă întâlnesc cu colegi de mei slujitori care vin și spun, frate, nu știu ce s-a întâmplat la biserică în ultima perioadă, nu mai... Păi frate, dar tu când lucrai așa, când lucrai, când alergai, nu spuneai că mai vrei o pauză? Nu spuneai că te-ai obosit de lucru? Ba da! Păi și acum tu nu scurta Dumnezeu, ai o pauză, ce vrei? De foarte multe ori sunt situații de astea când lucrăm, tot ne spunem că lucrăm, că tot alergăm, că dar numai eu să fac și te aude cineva. Și spune, ia mai stai cu pe dreapta. Când stăm pe dreapta, comentăm, stăm pe dreapta. Vă rog tare mult, frații mei, câtă vreme din lucru, lucrați, Doamne ajută. Amin. Dacă mă cheamă Dumnezeu să predic, predic, dacă nu mă rog, dacă nu postesc, dacă nu slujesc Domnului cu ceea ce pot, nu voi fi totdeauna pe linia întâi ca păstor al bisericii. Joi mă pregătesc să fac un pas în spate cu toți ceilalți trei păstori pe care i-avem, ca să lăsăm alții după noi să se ridice, ca să poată lucra în poporul lui Dumnezeu. Dar, într-o zi va trebui din spate să stau să mă rog pentru ei, să aduc o zi de post înaintea Domnului. Nu-i frumos? Ana, fata lui Fanuel, la vârsta de 84 de ani, slujea Domnului cu post și... Cât te gândești la vârsta? Pe noi la 50 de ani ne doare capul, nu? La 84 de ani slujea Domnului cu post și rugăciune. Vă rog tare mult, cei care sunteți bunici și părinți chiar, copiii voștri au de nevoie de post, de rugăciune. Slujiți Domnului și cu așa ceva. În biserica noastră avem grupe de post. 8 grupe de post ca să nu-ți fie niciodată rândul în aceeași zi. Dacă ai numai 7 grupe de post, dacă postești duminica, tot anul poți rămâne. Dar dacă ai 8 grupe de post, dacă postești duminica acum, săptămâna viitoare îți vine luni, cealaltă săptămână marți, tot așa. Am întâlnit oameni care au spus, Domnule, nu mi-am găsit locul în biserică. Voce n-am, de predicat nu scriu alții predic, mă mai duc, mai vizitez așa. Dar de când s-au început grupurile de post, am o plăcere deosebit de a posti pentru biserică. Dacă vreunul e programat la post și trebuie să se ducă la o nuntă, îl anunțăm oamenii respectiv. Ne anunțăm unii pe alții. Sunt oameni care sunt gata să postească pentru alții. Și-au găsit locul în poporul lui Dumnezeu. Și sunt oameni tineri. Sunt unii dintre ei mai în vârstă. Ți-ai găsit locul în poporul lui Dumnezeu, în slujba la care te chema Domnul? Astăzi vom avea cina Domnului. Vom întinde mâna la o bucățică de acolo. Și ne vom da seama cum pâinea a fost una, la fel, biserica din locul acesta trebuie să fie una, Doamne ajută! Amin. Suntem frați și surori în Domnul, mădulare unii altora, în trupul slăvit și binecuvântat al bisericii sale. Să ne ajute Domnul ca toate să le facem pentru viață. Amin. Amin.